critic conservat, îi reproșează, îi reproșează lui Rothbard că nu îl inventariază și că ăsta ne deține Dumnezeu. Că ne-ar fi făcut și atunci... Care ar fi problema, Gabi? Eu nu am nicio problemă. Pentru că... Nu vrei să fii liber, vrei să fii așa, proprietatea cuiva? Nu. Asta oricum este... Nu poate fi... argumentată sau dovedită în societate, în relațiile cu celălalt oameni. Asta poate să fie doar o credință a ta. Trupul meu este deținut de Dumnezeu. Epistola între Corinte, nu știu cât, care se spune că sunt oameni, corpul este proprietatea lui Dumnezeu. Deci ai bază scripturală. Așa, da. Dar tot baza scripturală spune că tu ai liber arbitru și tu decizi ce faci cu trupul. Adică tu ești, să zicem, managerul pe lumea asta al trupului, nu alte persoane. Când îți cheamă trupul la judecată Hristos, pe tine te întreabă ce ai făcut. Nu întreabă pe ceilalți care ar fi, să zicem, responsabili. Da, aici cheia ar fi, aici cheia ar fi că după aia ai ajuns la judecată. Până atunci ești lăsat să greșești, să Da. Nu e treaba altora să apere... Mântuirea personală, nu este... Pe pământ. Da, mântuirea personală nu este colectivă sau... Nu, da, ideea e și îmi place, e exact asta, să țin că tu ești responsabil. Mm-hmm. Deci chiar și pe ideea asta, tu ești ăla care a fost responsabil. Și Dumnezeu a zis că ești responsabil. Deci și tu ești responsabil. Te consideră, a zis, poate a zis, nu știu, nu sunt, eu nu sunt cărturar, da? Dar din ce ai spus tu, Gabi, ai spus așa, că la judecată de apoi, da, deci după ce s-a terminat totul, da, s-a închis barul, Astoria, da. Așa, ok, Iisus spune, păi tu, ce ai făcut tu? Da. Nu ce au făcut ceilalți cu... Deci e compatibil teoretic. Sau pe cine ai lăsat prin vot, sau na. n-am putut. Că statul... Da, cu nici nu poți măcar. În paradigma asta... Nu poți să spui, ok, mi-am delegat răspunderea personală lui Costel și la judecată tot pe Costel trebuie să-l i-am zis că nu bat capul cu ce se întâmplă cu mine pe lumea asta. Bine, poate să spună Dumnezeu, ok, e delegarea, l-am judecat și ești vinovat. Nu, nici asta nu. Pe tine te cheamă. Și atunci revenim tot așa. Libertarismul fiind o chestie pământească de pe lumea asta și trebuie să acționezi ca persoană, faptul că trupul e deținut de Dumnezeu sau de tine însuți este egal. Tu ești cel care răspuns pentru acțiunile cu celălalt oameni. Bine, poți avea interpretarea asta conservatoare în care o comunitate conservatoare îți poate impune anumite restricții, anumite interdicții. De exemplu, să nu bei, pentru că distruge proprietatea lui Dumnezeu. Poate, dar nu este o poziție de știu. Poate fi interpretată ca... Adică, în istorie s-au întâmplat lucruri de genul ăsta, da? Inclusiv prohibiția în America, pe chestia cu alcoolul, a fost inițiată de niște asociații creștine și după modelul ăsta, știi? Însă, în momentul în care îndepărtezi de creștini ispitele, în momentul ăla, lumea nu se poate mântui. Ca să te mântuiești, trebuie să ai ispita lângă tine și să te abții, să nu cazi. Poți spune că îi se ajută, știi, să mântuiești. Uite, noi că avem discuția asta. Te ajută să nu păcătuiești, dar nu te ajută la mântuire. Uite, noi că avem discuția asta. Domnule, care e atitudinea cea mai bună față de ispită? Și spunea că sunt două situații. Una e o chestie niciana, la nici să cauți pericolul, știi, să-l înfrunți, să cauți ispita. Și a doua ar fi, povestește cazul unui evreu care îl tot înșela nevasta pe o canapea și a vântut canapeaua până la urmă. Înțelegi? Care mai poate conservatorii mei, poate te ajută. Nici sunt cei care vând canapeaua, știi? Da. Nici asta, nici să cauți, nici să cauți ispita. Da, nici să îndepărtezi, să lași lucrurile în mod natural, conform pronii când Dumnezeu să se întâmple lucrurile. Da? Uite, dacă e Leviticul... dacă ai de luat multă pâine... Dacă e Leviticul, acolo apare clar o interdicție,
să faci tatuaje, să nu ai tatuaje. Mm-hmm. Ideea cum o interpretăm un conservator. Poate să spună că asta e o obligație divină. Deci e normal să ți-o aplic. Corpul tău e proprietatea lui Dumnezeu. Tu când îți faci un tatuaj, distrugi da. Proprietatea lui Dumnezeu. Sunt... Deci reacția mai defensivă, nu e agresivă. Eu nu sunt un bătut în cap, eu doar... Da. Bine, aici să înțelegem poziția. Aici spune cartea. Noi înțelegem poziția asta. Zi tu, Gabi, că... Sunt chestii, da. Victimless, păcate cu fără victime și păcate cu victime. La păcate cu victime, atunci... Și mai sunt și chestia asta cu alte religie și creștinismul. Creștinismul e un caz mai special, dar alte religie, într-adevăr, judaismul... fac lucruri de tipul ăsta, nu? Te interzic inclusiv ce să mănânci. Uh-huh. Bine, da. Poți să-ți plăcă și la noi, ai post, nu? Ești creștin și dacă nu ți-ai post. Nu este... Păi aici, uite, aici sunt, sunt curios, vorbeam... Adică la creștin zic, toată lumea e păcătoasă, deci e before, nu există nimeni care fără păcat. Vorbeam... într-o seară cu un prieten al nostru conservator care a scos următoarea idee și mi s-a părut foarte, foarte tare și anume că partea veche din Biblie, da? Vechiul Testament, reprezenta o obligație pentru poporul lui Israel. Dar odată ce vine Iisus și Noul Testament și creștinismul, este prima oară când obligațiile alea nu mai sunt obligații, sunt voluntare. Uhum. Sunt asumate și voluntare. Deci nu e, dispare conceptul ăsta de trebuie să ne ținem unii pe alții, să nu facem, da, să poți nu facem. Argumenta, poți aduce citate. Iisus spune, am venit să, cum era, să împlinesc, să nu, da. Să continui niciun, legea, adică există să împlinesc legea, da. Între... Da, o împlinește prin o modificare de tipul ăsta. Da, un conservator poate spune, nu, nene, tu continui acea tradiție. Nu? Anumite... Hai să zicem, să luăm cazul ăsta simplu. Un conservator pedepsește crima, de exemplu, juridic, bazându-se pe alte chestii, sau o pedepsește din cauza că e păcat? Și aici depinde. Dacă se bazează pe... Ambele și cred că a doua e mai dacă importantă se bazează, decât prima. Dacă a doua e mai importantă decât prima, zici că e în aripa aia fundamentalist religioasă aproape de alte religii. Da, da. Nu de creștinătate. Da. Cărora le place fundamentalismul. Cărora le place fundamentalismul, exact. Și atunci te va pedepsi și că nu ți-i post? Conform logicii este poate, a... Fi, da, poate fi obligație față de și asta zic că... Încași niște obligații. A, și ce vreau să zic, Gabi, nu e adevărat că n-ai victime. Înțelegi? Tu când te tatuiezi, victima e Dumnezeu. Înțelegi? Că e distrus proprietatea lui Dumnezeu. El ia apărarea lui... Din așa asta mă enervează. Dumnezeu e atot puternic, poate să descurcă, e singur, știi? Da, nu. Da. Nu are nevoie de servicii, nu, servicii da, de apărare. Doar ce am da, discutat, el te trage la răspundere, dar mai încolo. Da, ideea este că te trage Dumnezeu la răspundere. Da. Pe când aici, pe rolul conservatorilor sau a sistemului judiciar făcut de niște conservatori, ar trebui să fie... Dom'le, hai să vedem lucrurile lumești, cum le... Și asta ar trebui să fie doar nu când victima e Dumnezeu, ci când victima este un om. Adică o altă persoană, nu tu. Păi tu ești oricum proprietatea lui Dumnezeu, n-ai nimic de zis. Sau ai da, îți permise și Dumnezeu, atunci, poți să mănânci o înghețată. Dar ei au de zis. Ai partea de liber arbitru și ai partea în care trebuie să te supui obligații. Na, da, este o poziție conservatoare greșită. Părerea adică creștină greșită. Că trebuie să te supui. Că obligația. Trebuie să... Alegi să te supui obligația. Că trebuie să judec eu aici pe pământ cu sistemul meu judiciar atunci când vii până este Dumnezeu. Mai ai un curent care zice eu sunt în stare să-ți demonstrez prejudicii. Deci noi zicem, ce dacă e un bordel acolo? Păi să strică moravurile în societatea aia și da, prejudiciile pot fi măsurate. Ideea e că dacă te substitui chestia asta, tot acolo vreau să zic și eu vorba. Dacă spui nu că sunt prejudicii aduse lui Dumnezeu, păi cum vorbești tu pentru... Păi scrie Dumnezeu. Acolo. Scrie păi lasă asta. E sigur că ai înțeles corect? E sigur că ai înțeles. Cum vorbești tu în numele lui Dumnezeu? Cum îți permiți să vorbești? Emoționat. Emoționat, da. Nu le scoți de la tine. Tu iei cartea și ce spune cartea? Nu face tatuaje. Nu e cuvântul lui Dumnezeu. Sau tu mai devreme că mântuirea trebuie să ți-o câștigi.
Asta vine iarăși oarecum în acord cu ce spune Rothbard, dar nu în capitolul ăsta, într-un alt capitol mai încolo. Că nu poți să fii moral dacă ai interzis imoralitatea prin forță. Yes. Că nu alegi, nu e că, subiect. Da, nu e subiect. Da. Chestia asta că, dumne, hai să impunem noi tojele să nu existe toate sau alte chestii imorale, să bate în cap în cap cu libertatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu chiar în rai. Da? Dumnezeu n-a pus niște garduri sau a scos în afara legii pomul respectiv din care a gustat Adam și Eva. Dar mai ești liber. Dacă vrei tu să... Eu spun că nu. E bine. Ce faci? Ești liber să faci. De ce e importantă distinția asta? Pentru că tu poți să admiți, dacă tu faci distinția morală-juridică, uh-huh, crimă și tatuaje, uh-huh, poți să concezi că Dumnezeu ne deține, dar de acolo nu, de, nu rezultă că trebuie să dai amendă pentru tatuaj sau închisoare. Da, exact. Deci chiar dacă nu concert, nu-ți deci curge eu, că tu ești tu responsabil. Deci poziția mea și poziția libertariană, cred că nu, nu ne deține Dumnezeu, nu ne deține. Dar chiar dacă aș concede asta, hai să zicem da, că, de ce zic asta? Pentru că nu cred în sclavie, adică când respingi sclavia, nu contează demnitatea ontologică a proprietarului de sclavi. Să zicem, dacă e sfânt, dacă e divin, dacă e tot puternic, poate să-ți facă anumite lucruri. Nu, nu poate să-ți facă. Cred că obligațiile îi se aplică și lui Dumnezeu. Asta principial, numai că aici, în fapt, ca să dăm și pe partea practică, în fapt, nu te pune să faci nimic. Nu e ca și cum unii au mai fost răzniți și mergem cu frică. Cine e Dumnezeu? Da, să zici că domn, el... Îți mai cere, nu? Nu ești chiar... Da, dar întrebarea e, cum zicea Gabi, dacă când e contractuală. Dacă vrei să le, dacă vrei să le împaci pe amândouă, ai putea să spunem, ai putea, am putea să spunem în felul următor. Uite, eu sunt, să zicem că sunt sculptor și fac fluiere. Da? Uh-huh. Și asta e special. Eu fac fluiere toată ziua, bună ziua. Da? Bun, și am făcut un fluier și ți l-am dat ție. Da? Deci, eu am făcut fluierul, e al meu. Da? Ți l-am dat ție și zic, costele e al tău până, până mor, după ce mor mi-l dai înapoi. Da, e al tău. A, închiriere. Dar nu e închiriere. Deci e al tău, poți faci ce vrei cu el. E al tău. Atâta doar dacă îl mai ai când mor, mi-l dai înapoi. În ideea asta te deține. În sensul ăsta închiriere. Ok. Da, îți cedează un control. Da, îți cedează un control. Întrebare cât de mare e controlul ăla. Un control, pe asta spune, îți cedează un control total. În sensul că, în sensul că poți să faci ce vrei și cu fluierul ăla. Asta nu concep. Poți să faci ce vrei cu fluierul ăla și după ce mor, dacă mai e, iau eu înapoi, dacă nu, mă rog, și după ce mori în cazul ființei umane, tot ești liber arbitru. Pentru discuția cu libertarianismul și anarhocapitalismul, ca și valori creștine, ar trebui să evidențiez faptul că și în creștinism libertatea este, ca, este valoarea supremă. Fără libertate nu o să ai nici celelalte virtuți. Deci, binele, curajul, milostenia, toate celelalte. Dacă nu au fost făcute 100% liber, deci dacă nu ai legea naturală acolo, uh-huh, și omul a fost liber, neconstrâns, restul sunt... N-au valoare. Deci, asta e condiția primordială. În momentul în care ai o anumită constrângere, unde te duci cu o societate conservatoare, cu o anumită legi, direcționând lumea spre bine, prin niște constrângeri, s-a dus tot creștinismul pe societatea. Toată virtutea.